Ionel Luc are 52 de ani și lucrează ca marinar. În urmă cu 2 săptămâni a intrat în tură și de atunci rudele nu mai știu nimic de el. Pe lângă funcția de marinar, bărbatul făcea și de pază. Rudele spun că în mod normal cei de la firma angajatoare ar fi trebuit să observe dispariția lui încă din prima zi și să anunțe autoritățile. Însă nu s-a întâmplat așa. În primele 4 zile nu s-a știut nimic de el, el fiind angajat pe un șlep, nu s-a știut, nu a luat nimeni legătura cu el, iar după următoarele 2 zile care s-a aflat că e dispărut, nu s-a ridicat nici măcar un deget ca să-l caute sau să intervină cineva. Doar un simplu motiv că a fost anunțată poliția și atât. Ultimul contact a fost sâmbătă cu 2 săptămâni. Deci ce se vede în jurnalul de bord, precum că ar fi pornit un generator care încarcă bateriile, de atunci nu se mai știe nimeni de el. Numai tocmai marți ar fi venit al marinar pe la șlep să-i aducă, nu știu ce, să-i aducă la șlep și atunci au văzut că nu este. Am încercat să vin miercuri seară, mi s-a spus că n-are rost să mai vin miercuri seară pentru că este deja foarte târziu și se întunecă de vreme și nu se mai poate face absolut nimica. Le-am comunicat că o să vin joi dimineață, la prima oră voi fi aici. De când a dispărut bărbatul, familia lui nu mai are liniște. Au venit de mai multe ori la Cernavodă și au cerut insistent ca bărbatul să fie căutat. Oamenii susțin că li s-au făcut promisiuni, însă nimeni nu i-a ajutat. Poliția navală ne-a spus că dacă vreau să-l găsim, trebuia să vină să-l căutăm. Cei de la firma care lucrau, când ne-am dus la ei joi, ne-au spus că nu știau procedurile, nu știau cum să procedeze și în ce fel să facă. Firma a spus că este ne ajută cu bărci să-l căutăm. Azi era o barcă cu vâsle. Cu o barcă cu vâsle nu poți să faci marea. Dar pentru domnii de la firmă se vede că pentru ei o dispariție a unui om nu e un lucru important. În cele din urmă, bărbatul a fost căutat de scafandrii ISU, însă fără niciun succes. Scafandrii inspectoratului timp de 3 zile au efectuat căutări încă de la primele ore ale dimineții, așa cum v-am spus, timp de 3 zile, însă fără succes. Speranțele de a-l mai găsi în viață pe marinar scad de la o zi la alta, însă chiar și așa familia își dorește ca măcar trupul neînsuflețit al bărbatului să fie găsit ca să-l poată înmormânta creștinește.